După ce rezultatele testelor au indicat o concentrație foarte mare de endotoxine, care ar putea să producă la administrare reacții adverse, precum febră sau șoc anafilactic, ANM a interzis punerea pe piața vaccinului antigripal produs de Institutul Cantacuzino. Directorul Direcției de Sănătate Publică din Constanța susține că în județ au folosit numai vaccinuri importate, astfel că nu există motive de îngrijorare. Pentru Constanțin nu există niciun pericol, deoarece noi nu am adus nicio doză din vaccin antigripal de la Cantacuzino. Campania de vaccinare s-a terminat, nu am solicitat alte doze de vaccin antigripal. Vaccinul care a fost în județul Constanța și cu care s-au vaccinat constanțenii este vaccin produs în Franța de la Cantacuzino. DSP-ul nu a adus nici măcar o doză de vaccin antigripal. Ministerul Sănătății precizează că testele efectuate până în prezent la dozele de vaccin antigripal produs de Cantacuzino au arătat că toate reacțiile adverse înregistrate și centralizate au fost minore. Conform precizărilor făcute de comisia care duce la finalizare studiul clinic referitor la eficacitatea vaccinului antigripal, rezultatele finale vor fi disponibile după data de 25 februarie. Testele efectuate până în prezent au evidențiat faptul că toate reacțiile adverse înregistrate și centralizate au fost minore, comparabile cu reacțiile adverse ale vaccinurilor din import, neînregistrându-se reacții adverse severe. În acest context, pentru a asigura protecția maximă obligatorie a populației, întrucât o componență din cele 13 analizate a fost neconformă pe baza documentelor existente până în prezent, ANMDM a decis ca cele 400.000 de doze de vaccin să fie utilizate la adulți numai în situația apariției unei pandemii, în care cel puțin una din tulpinile vaccinului gripal sezonier se regăsește în virusul pandemic. În aceste condiții extreme, beneficiul vaccinării depășește cu mult riscurile generate de folosirea acestuia. Conform recomandărilor ANMDM, cele 400.000 de doze privind vaccinul antigripal vor rămâne în custodia Institutului Cantacuzino până la expirarea termenului de valabilitate și se vor putea utiliza numai în conformitate cu recomandarea ANMDM, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Sănătății. Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu a dispus printr-un ordin emis joi schimbarea din funcția directoarei Institutului Cantacuzino Aurelia Drăghici. La conducerea Institutului Cantacuzino a revenit Radu Iordăchel, care fusese demis în iulie 2013 de către ministrul Eugen Nicolaescu din cauza unor probleme de management.